Începem, ăla este un clește de tăiat. Deci primul, așa este un clește de tăiat. Da, tăiat. Cu cel aer comprimat funcționează. Ulei, presiune de ulei. A, presiune de ulei. Aha, hidraulic, da. Un depărtător lângă. Așa. Al treilea, cred că e un cric. Da, pentru da, uși. Pentru uși, pentru forțarea ușilor, da. Da, 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 da. Ușile metalice vine în mijloc, se deschide, ce dă și atunci poți să celălalt, la fel, tot la uși, se poate folosi chiar și cric la mașină. Da, da, da. Ambele se pot folosi ca și cric. Ce forță? Păi are 120 de bar, 120 de atmosfere pe instalație. Uh-huh. Atâta cleaștele că nu putem tăia axul volan. Orice, țeavă, orice. Bine, l-ai prelucrat. Singurul de la o mașină ce nu-l poți tăia, e axul volan. Da, l-ai... Și acolo, dacă în momentul nou, nu ne merge generatorul, se poate întâmpla să ajungi la un incendiu, la un accident de circulație, ca să nu pornească, să nu pornească. Da, da, cum mai întâmplă? Și e o pompă hidraulică manual, care faci presiune, unul dă la mână și intervii și... Da, și totuși mai greu, mai a nevoie, dar totuși nu-l lași pe un... Aia e manuală, pompă hidraulică manuală, care intervii cu mână, în momentul când nu-ți pornește. Ăla e generatorul ăla mic, ăla din dreapta. Da, da. În stânga generatorului se furtună de, da, de prelungire. Care prelungește să ajungi la locul intervenției. Și ăsta e de mult. Ia uite, scuze. Cred că e prea mare presiunea pentru duș. Ia uite, ne-a făcut și un curcubeu. Datorită presiunii și pulverizării, intră peste tot. Wow, cred că ți-ai pus capul invers. Bun, care vrea să vină acum să dați un pic de apă? Antrenamentul viitorul pompieri.